Mitropolia Moldovei are acțiuni la firma SC Durău S.A., care administrează un hotel în stațiunea Durău. Golia SRL este una din cele mai mari firme de construcții din Moldova și este controlată de aceeași mitropolie. Mai are ca obiect de activitate realizarea de obiecte și articole de artă, tipografie și pictură de icoane. Arhiepiscopia Iașului deține centrul de conferințe Providența, cu 4 săli și o capacitate de peste 1500 de locuri. Este cea mai mare locație de acest gen din Moldova. Arhiepiscopia mai are în proprietate și centrul de cercetare Tabor, hotelul Casa Băltățești, depozitul de vinuri Bucium, firma Făclia Mold SRL și cabinetul stomatologic Sfinții Apostol Petru și Pavel. Unul din cele mai mari spitale private din țară este Spitalul Providența din Iași, care aparține tot Mitropoliei Moldovei, alături de Școala Varlaam Mitropolitul și Centrul de Pelerinaj Sfânta Paraschieva. Dumneavoastră știți că există și un spital al Mitropoliei Moldovei aici în Iași? Știu, și ce, dar și nu te internează acolo. Dacă n-ai pile și n-ai cunoștință la o fundație, nu te internează și nu te cunoaște. Ca și creștin ortodox, a beneficiat de ceva facilități aici la dumneavoastră? Noi avem contract cu Casa de Asigurări și funcționăm ca orice spital, în plus de asta suntem și spital privat. Faptul că este ține de Mitropolie se adresează mai curând personalului din cadrul Mitropoliei, mai puțin din afară. Mai puțin în Da, nu facem niciun favor că ia Mitropoliei. Deci dacă sunteți neasigurați, plătește tot. 8 mănăstiri din Moldova s-au asociat pentru a forma firma Terra Crucis SRL, care activează în domeniul agricol. Mănăstirea Neamț administrează fabrica de cherestea Sfânta Troiță, care are ca domeniu de activitate exploatarea materialului lemnos. Este dreptul cultelor religioase de a desfășura activități economice, atâta vreme cât aceste activități economice sunt desfășurate de o manieră legală. Problema pe care o semnalăm noi este că cultele religioase primesc finanțări de la stat, deși ele dispun de fonduri proprii foarte mari. Solicită fonduri de la stat, drept ajutor. Totdeauna cultele se prezintă ca fiind sărace, în ghilimele. Biserica, dacă are un ban, nu-l pune la o bancă și așteaptă să înmulțească așa pentru nimic. Face ceva cu el, lucrează cu el. Noi nu avem bani în conturi care să stea și să aștepte acolo să fie folosiți. Din contra, întotdeauna cheltuielile depășesc veniturile. Biserica Ortodoxă Română a fost foarte bogată, acum a fost foarte sărăcită la un moment dat, în perioada comunistă, și acum începe să recupereze ceva din averile pe care le avea după secularizarea făcută de către Alexandru Ioan Vodăcuza și care îi va permite la un moment dat să se redreseze economic și să poată să devină independentă. Mitropolia Olteniei deține Lebăda Severin SRL, firmă ce administrează hotelul Severin și complexul turistic Tismana, situat lângă mănăstirea cu același nume. Dar cea mai neașteptată investiție a fețelor bisericești este firma Praxis, care deține 12% din societatea Elcomex. Firma este aflată pe lista comercianților autorizați pentru tranzacționarea de energie, supranumiți și băieții deștepți. Elcomex are contracte directe cu centrala nucleară electrică de la Cernavodă. Hotelul Boulevard din Sibiu și complexul Lebăda din București sunt alte proprietăți de renume din vistieria Bisericii Ortodoxe. Mitropolia Moldovei a înființat o casă de ajutor reciproc, iar Arhiepiscopia Tomisului a încercat să facă chiar o cooperativă de credit. Și lista poate continua. Avem băieți deștepți și la Mitropolie. Dacă din banii din dividende Mitropolia Olteniei plătește burse, întrețin orfelinate și restaurează biserici, monumente istorice, n-aș vedea să fie foarte rău. În teorie, cu siguranță face acest lucru. Întrebarea este, câți din acești bani se duc către activități filantropice? Nu putem să avem un răspuns decât dacă Mitropolia Olteniei ar practica transparența. Una dintre principalele noastre activități este să ne reparăm, să ne menținem locașurile de cult și imobilele anexe, case parohiale. În unele eparhii s-a ajuns la concluzia că este mult mai bine să se facă propria echipă de muncitori, să se angajeze și să fie angajați, dar nu ai episcopiei. S-a făcut o societate comercială care are ca obiect, care este deținută de centrul eparhial și care are ca obiect de activitate construcții, lucrări de construcții, pentru a putea să lucrăm cu propria noastră echipă, dar a putea să facem și niște deduceri de TVA. De ce nu există o transparență din punct de vedere financiar a Bisericii Ortodoxe Române?
pentru că nu au nici alte culte și în general nu se cultivă acest tip de transparență la nivel religios. Banul e un fel de dar al lui Dumnezeu, dat mai mult sau mai puțin pe ascuns, ține și o anumită modestie, mă rog, sunt mai mulți factori și până la urmă nimeni nu vrea să se laude cu un element care totuși aparent nu ar ține de esența misiunii religioase. Mănăstirile importante au devenit adevărate centre economice unde se adună mulți bani nefiscalizați. O parte dintre activități se desfășoară prin intermediul unor fundații care nu plătesc taxe și impozite. În jurul mănăstirilor Neamț, Sâmbăta, Voroneț, Tismana sau Cozia s-au dezvoltat adevărate industrii. Gatere, fabrici de cherestea și mic mobilier, croitorii, pensiuni, ferme agricole, viticole și ateliere meșteșugărești. La hramul acestor mănăstiri, pelerinii lasă sute de milioane de lei care ajung direct în vistieriile episcopiilor. Mănăstirile sunt băncile personale ale episcopilor, pentru că episcopul locului este și exarhul mănăstirilor. Deci în momentul în care la mănăstire s-a făcut o slujbă, episcopul poate da telefon acolo și spune: din veniturile de azi, mie îmi dai cotă parte. Poate trimite și reprezentant care să supravegheze câți bani s-au strâns, să facă o contabilitate după slujba de liturghie sau după ziua respectivă și care să încaseze pe loc imediat acești bani. O parte din bani se încasează pe chitanță, o parte din bani se încasează fără chitanță. Biserica e mai bună administrată decât statul, la sigur. Din ce punct de vedere? Adică investește banii mai cu cap. Și scoate mai mulți? De multe ori, da. În presă au apărut în ultima vreme nenumărate relatări privind activități economice desfășurate de culte, activități economice care se desfășurau la negru. Un hotel de la Curtea de Argeș, de exemplu. Oamenii veneau, se cazau, nu primeau factură, nu primeau bon fiscal. Acea situație a fost semnalată de presă și în zona Craiovei. Banii negri sunt la discreția episcopului, în sensul că episcopul trebuie să-și acopere diverse cheltuieli. Civile, de judecată, penale, procese, influențe, politice și de toate naturile. Conform unor surse din interiorul bisericii, există un număr de firme mai puțin cunoscute care activează în jurul și în folosul episcopiilor. Acestea nu sunt deținute sau controlate direct de către biserică, ci prin interpuși apropiați de ierarhii ortodoxi. Câți bani are în conturi Biserica Ortodoxă Română este greu de spus, pentru că nu există o centralizare financiară a datelor la niciun organism privat sau guvernamental, lucru care pare să nu fie deloc întâmplător. Care este oare adevărata dimensiune a averii Bisericii Ortodoxe Române? Cuvântul care mi-a rămas din primul reportaj sau sintagma este lipsa transparenței. Ar trebui să știm care este averea, în ce constă, cât e de mare averea bisericii, care e suma. Din punctul meu de vedere, ceea ce ar trebui să ne intereseze în calitate de cetățeni este suma acordată de către stat bisericilor și, desigur, îndeosebi bisericii majoritare. Aici este o problemă. Din punctul meu de vedere și al Asociației Umaniste Române, statul ar trebui separat de biserică. Asta implică inclusiv faptul păi este că separat de biserică. Nu este, în realitate nu este separat de biserică, pentru că această separare înseamnă o serie întreagă de lucruri. Înseamnă o anumită neutralitate a instituțiilor publice, înseamnă inclusiv absența unei finanțări din partea statului față de culte. Dar această finanțare vedem că este la proporții foarte mari și vedem că, de fapt, este cultivat în România un parteneriat foarte strâns între politicienii populiști care se folosesc de capitalul de imagine al bisericii pentru a obține voturi. Acordând bisericii bani, acolo, da. Acordând bisericii bani pentru a obține astfel de avantaje de imagine. Până la urmă, această scădere a încrederii în biserică de la 89% la 81%, reliefată de sondajele ultimilor 2 ani, cred că va continua pe acest fond al opulenței pe care, pe de o parte, biserica o obține prin intermediul surselor bugetare
Vedem recent o sumă care a scandalizat, cei 10 milioane de roni pentru Catedrala Mântuirii Neamului, în condițiile în care peste tot sunt tăieri de salarii, de pensii, ați educația deschis, este subfinanțată. Ați deschis foarte multe subiecte. Sigur, într-o singură frază mare. Îl rog pe domnul părinte să comenteze ce spune domnul Cernea. Păi ce spune și întrebarea mea asta. De ce nu e transparentă? Da, nu e transparentă, este o afirmație. Eu cred că nu există interesul să se vadă cu adevărat care este activitatea bisericii. Eu rămân destul de mirat de faptul că, spre exemplu, la nivelul... Activitatea e una și bilanțul e altceva. O să vorbim și despre lucrul ăsta, pentru că dumneavoastră vorbiți despre averea bisericii. Dar nu spuneți mie care sunt criteriile, nu ne spuneți care sunt criteriile care au determinat calculul acesta, care a, cum s-a ajuns la această sumă, odată. Apoi, din acest punct de vedere și așa cum ați văzut că s-a afirmat, dar presupun că dacă cineva ar avea curiozitatea să vadă, spre exemplu, o dare de seamă anuală, care îl văd pe domnul Cernea, care are un laptop acolo, ar putea să vadă în cifre ce înseamnă și contribuțiile în activitatea socială și ce înseamnă venituri și ce înseamnă cheltuielile ale bisericii. Ce mai transparent? Să mergem la dinușă, nușă, să spunem fiecare că am dobândit un leu și că am cheltuit un leu? Cine face așa ceva? Sau asta ar fi preocuparea noastră? Adesea să ne înțelegem acum și din acest punct de vedere. Misiunea bisericii primordială nu este în mod deosebit filantropia, ci filantropia unită cu liturghia. Viața noastră este mântuirea credincioșilor. Dar ca să ajungem să-i facem pe oamenii aceștia pe care îi avem încredințați spre păstorire să fie cu adevărat credincioșii noștri, să nu-i vedem umiliți sau să-i putem sprijini atât cât putem, trebuie să existe și un astfel de suport. Ce ne-ar încânta foarte tare? Vorbiți de o avere foarte mare. Da, această avere, ia poporului român, această avere este a statului român, această avere este a unei biserici. Scoateți din istoria patriei, viața bisericii, să vedeți cu câte fire rămâneți. Un patrimoniu uriaș se întreține cu niște costuri uriașe. Dar aceste costuri ar trebui să vină din donațiile credincioșilor. Care stat din lume face așa ceva? Ați văzut că Notre-Dame, democrațiile consolidate, asta fac. Germania colectează un impozit religios pe care îl plătesc benevol credincioșii. Un astfel de model ar fi legitim. Nu. Spuneți o jumătate de adevăr. De ce? Germania, din procentul, are un procent foarte clar pentru salarizarea persoanelor de cult. Dar persoanele care nu au o credință sau care nu aparțin unui cult nu finanțează din taxele și impozitele lor acel cult. Așadar... E vorba de impozitul pe salarii la nivelul statului respectiv, din care un procent... Exact, un procent, pe care îl plătește fiecare benevol cultului său. Nu plătește nimeni. El vine automat. Sigur că da. Este colectat automat. Mai avem 3 minute stat din prima parte și rămânem cantonați. Nu mă lăsați cu jumătăți de fraze. Adică amestecăm, nu ducem o idee până la capăt. Deci, încercând aceste venituri ale bisericii, noastră îi spuneți avere. Eu nu sunt foarte încântat de termen. Vorbim de bunuri și de activități. Această avere presupune o avere ca să o întreții. E foarte adevărat, dar sunt contează moment... sursa. În această avere sunt lucruri care ar trebui impozitate sau nu. Apropo de sunt impozitate, de unde a venit nebunia asta că nu sunt impozitate? Apropo de cifra vehiculată în reportaj, da, și anume de 3 miliarde de euro, așa, la care a fost estimat în 2007, din punct de vedere jurnalistic, eu cred că în momentul acesta ar putea fi mult mai mare. Pentru că s-au evaluarea distinsă, doamne? Cine am zis făcut că evaluarea? Este o evaluare jurnalistică, nu este infailibilă. Mie îmi spuneți că un pământ... Îmi permiteți, 116.000 de hectare au fost câștigate anul trecut.